În seara aceasta aș vrea, într-o predică mai scurtă, să medităm asupra credinței noastre. Astăzi este foarte la modă să fii credincios. Întrebați americanii dacă sunt credincioși, proporția este extraordinară, 93% cred în Dumnezeu, cred că există Dumnezeu. Necazul este că Dumnezeul în care ei cred, de cele mai multe ori n-are nimic de a face cu Dumnezeul din Biblie. Un filozof francez, ateu, Voltaire, a spus că Dumnezeu a creat omul după chipul și asemănarea lui și omul i-a făcut replică lui Dumnezeu, creind pe Dumnezeu după chipul și asemănarea lui, asemănarea omului. Ce voia să spună Voltaire este că oamenii creează un Dumnezeu după chipul și asemănarea lor. Omul își creează o imagine despre Dumnezeu. Biblia vorbește despre idoli foarte mult. Un idol este o asemenea imagine falsă despre Dumnezeu pe care noi ne-am creat-o. Și uneori putem să fim credincioși, putem să fim pocăiți, să venim la biserică o viață întreagă, dar să credem într-un idol, într-o imagine falsă despre Dumnezeu cel adevărat. De cele mai multe ori când discuți cu cineva care este credincios, te potignești la întrebarea aceasta, ce fel de credință? Este credința ta o credință mântuitoare? Duce credința ta la salvarea ta, la mântuirea ta veșnică sau nu? De ce în această seară titlul predicii mele este o credință mântuitoare, credința care mântuiește? Am ales pentru dumneavoastră în această seară un text din Romani, capitolul 10, și vreau să citesc începând de la versetul 6, de la versetul 6 până la 11. Avem textul acesta pe ecran. Pe când iată cum vorbește neprihănirea pe care o dă credința. Ce zice ea deci? Cuvântul este aproape de tine, în gura ta și în inima ta. Și cuvântul acesta este cuvântul credinței pe care îl propovăduim noi. Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credință din inimă se capătă neprihănirea, și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire, după cum zice Scriptura. Oricine crede în El nu va fi dat de rușine. Sunt câteva lucruri care definesc credința cea mântuitoare. Vedeți, noi venim dintr-un popor care este ortodox și ortodox înseamnă dreaptă credință, credință dreaptă, credință corectă. Într-un fel, noi, pentecostalii, spunem că suntem ortodoxi pentru că credința noastră credem că este corectă, este corectă după Biblie, după Cuvântul lui Dumnezeu și credem în ortodoxia credinței noastre. Dar nu asta este problema. Credința mea mă mântuiește sau nu mă mântuiește? Într-o zi când voi sta în fața lui Hristos, la marea judecată din fața tronului alb, credința care am avut eu mă va mântui sau nu? Voi intra sau voi rămâne afară? Ce se va întâmpla cu mine? Credința pe care eu am avut-o în viața mea a fost credința care mă mântuiește, care m-a mântuit? Sau a fost o moștenire de la părinți? Sau credința mea a fost ceva care am învățat-o la școala duminicală? Haideți să vedem câteva caracteristici pe care le vom găsi majoritatea în textul acesta pe care le are credința aceea care te mântuiește, credința mântuitoare. În primul rând, credința aceasta este o credință din inimă, credință din inimă. Dacă crezi din inima ta, spune versetul 9, căci prin credință din inimă se capătă neprihănirea, o credință care pornește din inima ta, nu este un exercițiu intelectual. Nu este o acumulare de cunoștință, nu este rezultatul unei analize, nu este rezultatul unei școli
la care tu te-ai dus și ai învățat credința. Sunt păstori, sunt preoți care merg la școală și învață tot ceea ce ține de credința respectivă, dar ei nu sunt credincioși, nu l-au cunoscut pe Dumnezeu niciodată. Unii dintre ei, când se întorc cu adevărat la Dumnezeu, mărturisesc ce schimbare radicală s-a întâmplat în viața lor în momentul în care a pătruns credința asta în inima lor. Cineva spunea, a coborât de la cap la inimă. Tot țăranul român spune că drumul cel mai lung e de la cap la inimă. Cel mai lung, foarte greu. Noi acceptăm intelectual și uneori predicatorii noștri ne conving că este corect, este normal să credem că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, că a venit la Crăciun și s-a născut din Fecioară. Acceptăm intelectual lucrul acesta, dar nu a pătruns adevărul acesta în inima mea ca să mă schimbe, ca să mă transforme. Nu știu ce se va întâmpla cu cercetările viitoare ale medicilor, ale specialiștilor care încep să creadă că inima are totuși mai mare, multe funcțiuni decât acelea de a pompa sângele în venele noastre. Că este undeva în centrul ființei noastre un loc special în care se adună sentimentele noastre, voința noastră, aspirațiile noastre și care se numesc în Sfânta Scriptură inimă, inima omului. Dumnezeu a zis, fiule, dăm inima ta. Dumnezeu nu a zis, dăm mintea ta, dăm creierul tău. Nu. Dăm inima ta. Pentru că acolo unde ne este inima, nu? Ne va fi și mintea și toate celelalte lucruri. Pilda fiului risipitor este așa de interesant. Ăsta era acasă la taică-său, dar avea inima în lume. Se gândea, oh, ce grozav. Și într-o zi a zis lui taică-său, dă-mi banii că plec în lume. Și a plecat. Noi întotdeauna vom ajunge acolo unde ne este inima. Ce s-a întâmplat când a ajuns la porci, nu? Sărac, abandonat de toți, singur, spune că și-a venit în fire și a trimis inima din nou la taică-său acasă. Și a ajuns acasă. Pentru că noi întotdeauna ne vom urma inima noastră. Totdeauna ne vom urma inima noastră. Dumnezeu vrea dragostea noastră. Vrea devotamentul nostru total. De aceea credința are de-a face cu inima noastră. Relația noastră cu Dumnezeu este o relație de dragoste. Când v-ați căsătorit, ce a spus, ce a spus soției? Da, îți dau mintea mea, îți dau inima mea, nu? Ar fi fost o tragedie să nu se întâmple nimic cu inima ta și să te căsătorești totuși, nu? Sunt oameni care o fac din interese. Am văzut odată un tânăr în Spania. Zice, frate, hai să-ți arat ceva. A scos o poză din buzunar și mi-a arătat o fată. Era cam multilateral dezvoltată, foarte mult. De-abia încăpea în poză. Zice, asta e valiza mea pentru America. Găsise una pe aici care, mă rog, nu o lua nimeni, nu? Dar era unul în Spania care avea nevoie de o valiză de venit în America, nu? Și a încăput în valiza aia și a venit în America. Cine știe ce s-a întâmplat cu familia aia, nu? O familie care era formată din alte rațiuni decât din dragoste, nu? De aceea la nuntă întrebăm din dragoste și nesilit de nimeni. Ei, bine, în relația noastră cu Dumnezeu, Dumnezeu nu așteaptă altceva de la noi. Nu așteaptă... Că sunt oameni care îl urmează pe Dumnezeu din interese. Credința din inimă este aceea care duce la mântuire. Ce se întâmplă cu inima ta? Unde este inima ta? La Crăciun ar trebui să ne reîncălzim din nou inimile, să ne reîndrăgostim din nou de Hristos, să ne reîndrăgostim din nou de Mântuitorul nostru și de Biserica Lui. Pentru că începem să fim creștini, dar avem inima în altă parte, avem inima părțită. Ne gândim la averi, ne gândim la ziua de mâine, ne gândim la concedii, ne gândim la distracții, ne gândim la comoditate, la tot felul de alte lucruri ne este inima.
Și Domnul vrea un creștin cu inima întreagă. Credința care te mântuiește este o credință din toată inima ta. Crezi din toată inima ta? Dacă crezi, atunci nu te mai poate împiedica nimeni. Ia verifică-ți inima și este o ocazie excelentă acum de sărbători. Să vezi mai e în regulă cu ea sau suferi de ceva bol de inimă. O a doua caracteristică a credinței adevărate, o credință care te mântuiește, este credința în Hristos ca Domn și Mântuitor. Dacă mărturisești, deci cu gura ta pe Iisus ca Domn, și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Sunt două lucruri fundamentale aici. Trebuie să crezi din inima ta și să mărturisești că Iisus este Domn, este Domnul vieții tale. Și că El a înviat pentru că a căpătat de la Tatăl iertarea păcatelor noastre. El este Domn și Mântuitor. Este Domn și Mântuitor. Este o deficiență a creștinismului contemporan astăzi, care preferă să-L aleagă pe Hristos ca Mântuitor, dar nu ca Domn. Și asta este, cred eu, problema fundamentală a creștinismului contemporan. Îl mărturisim ca Mântuitor și ne place să ne ierte toate păcatele. Și ce bine e că avem în cer un Mântuitor care ne iartă toate păcatele noastre. A murit pentru ele și a înviat pentru că a câștigat de la Tatăl iertarea păcatelor noastre. Dar ce se întâmplă cu domnia Lui peste viața noastră? Asta e o problemă mai serioasă, pentru că un domn, un împărat, cere supunere. Ei, noi numai de asta nu vrem să ne supunem. Noi suntem independenți, de sine stătători, ne descurcăm singuri, nu avem nevoie de ajutorul nimănui. Am venit să fim liberi în țara asta și foarte greu să predici domnia lui Hristos unui revoltat, unui nesupus. E foarte greu. Avem astăzi un creștin care îl preferă pe Hristos Mântuitor, dar nu Domn. Lasă că domnim noi peste viața noastră. Țin minte, la Chicago a fost o perioadă, trebuia să cumpărăm o nouă biserică și aveam nevoie de bani. Și n-am să uit niciodată, mi-a rămas pentru totdeauna luarea de cuvânt a unuia dintre frați. S-a ridicat în picioare și a spus: fraților, dar nu este bine să luăm, mai bine să rămână banii la noi, să lucrăm cu ei, luăm de la bănci. Să rămână banii la noi și noi lucrăm cu ei. Deci noi luăm de la bănci, luăm de la bănci, împrumut de la bănci, dar noi nu, că noi lucrăm cu banii în continuare. Ne place de Hristos ca și Mântuitor, dar să nu ne ceară ceva, domnule, să ne lase banii nouă, nu-i așa? Că noi ne descurcăm, noi lucrăm cu ei. Să ne lase anumite zone din familia noastră, ok, să ne lase nouă. Îi predăm unele chei, ok, dar nu toate. Avem noi niște chei care trebuie să rămână la noi. Și nu vrem să ne supunem întru totul Domnului Iisus Hristos, ci îl preferăm un Mântuitor care ne iartă de păcate și slavă Domnului. Apoi facem câte un favor, așa că din când în când mai îl vizităm. Vorba unui filozof român care spunea că românii l-au închis pe Dumnezeu la biserică și se duc din când în când să-l mai viziteze de câteva ori pe an, așa la Crăciun și la Paști. La Crăciun cred că o să avem foarte mulți vizitatori. Apropo, aveți grijă că nu o să mai vedeți până anul viitor, portați-vă frumos cu ei, spuneți-le și Hristos a înviat, că s-ar putea să nu vină la Paști, așa, spuneți-le toate salutările. Venim la Mântuitorul când avem nevoie de Mântuitorul, dar domnia Lui, asta nu ne place nouă, ca și creștin modern de astăzi. Cine vrea să aibă o credință mântuitoare, credința este într-un Hristos Domn și Mântuitor. Domn și Mântuitor. Nu-L mai împărțiți, El este Domn și Mântuitor.
În al treilea rând, o credință mântuitoare este credința care cheamă numele Domnului. Fiindcă oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Astăzi avem în pluralismul societății în care noi trăim, nu numai neamuri de toate culorile și de toate obiceiurile din toată lumea, nu? De când devenim globaliști, în globalismul contemporan, dar am început să credem că diversitatea, nu? Putem să o extindem până la capăt. Sunt mai multe căi spre Dumnezeu, auzim astăzi, nu? Imaginea aceasta care este tulburătoare este că Dumnezeu este sus pe munte, așa, și pe munte poți să urci cum vrei, în serpentine mai largi, mai mici, mai repede, direct, eu știu. Nu contează cum ajungi la Dumnezeu. Deci nu contează religia care o ai, nu contează credința care o ai, să ajungi la Dumnezeu este important. E bine, cei care elaborează imaginea aceasta se situează undeva deasupra, așa deasupra, și ne-a oferit modelul ăsta nouă celor de jos să urcăm dealul cum vrem noi. Și atunci oamenii cred că se poate ajunge la Dumnezeu oricum. Începem să credem că poți să aibă orice religie, nu contează, poți să fii budist, poți să fii mahomedan, poți să fii orice credință. Important să ajungi la Dumnezeu și dacă ai ajuns la Dumnezeu, acolo e. E bine, trebuie să chemi numele Domnului, pentru că nu este dat omului un alt nume în care să existe mântuire decât numele lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Trebuie să te rogi lui. Unii vor să ajungă la Fiul lui Dumnezeu punând ceva pile lui maică sa, nu? De-aia se roagă la Sfânta Mărie, pune vorbă bună la noi să ajungem. Nu există un alt nume ca să capiți mântuirea, ca să-L chemi, decât să chemi numele Domnului. Cheamă numele lui Hristos dacă vrei să capiți mântuirea. Lasă sfinții. Sfinții au fost oameni de treabă. Super, nemaipomenit. Dar nu o să te ajute cu nimic. Eu nu cred că ăștia au așa trecere în cer să spună pile. Nu o să intri peste rând sau, eu știu, să-ți deschidă ușă prin spate. Am fost cu soția la Roma și ne-am dorit foarte, foarte mult să vizităm Muzeul Vaticanului. Visul nostru era să vedem, să admirăm Capela Sixtină. Și am dat de o coadă din aceea la care să stea 4 sau 5 ore. Și nu era garanție că o să ajungem să intrăm. Și cum stăteam necăjiți și ne uitam și vedeam oare ce soluții să avem, a venit cineva la noi și zice, vorbiți românește. Da, sigur. Zice, vreți să vizitați? Sigur că da. Zice, este o poartă undeva, ia veniți cu noi. Ne-am dus cu ei. Aveau business în toată regulă, aveau o bodegă undeva, nu? Cu o caseriță care ne-a încasat, bineînțeles, vreo 2 ori mai mult decât normal. Și ne-a deschis o ușă undeva laterală, aveau pile băieții. Îi cunoșteau toți de pe acolo, toți paznicii, ușierii, tot felul. Și am intrat în Muzeul Vaticanului. Am cunoscut niște sfinți români care ne-au introdus la papa, nu? Să știți că sfinții nu pot fi mituiți. Nu există în cer asemenea metode. Nu o să ajungem pe scurtături în cer. Numai numele lui Hristos, numele Domnului, numele Celui care a murit pe cruce pentru noi, numai numele Lui se deschide ușa. Billy Graham a spus-o de atâtea ori, zice, când mă voi duce și el e foarte aproape să meargă, are 90 și ceva. 98, o să ajungă la 100, poate la 100 să duce. Billy Graham a zis așa, când mă voi duce să mă întâlnesc cu Domnul, nu o să-i spun, Doamne, vezi că aici a venit Billy Graham. Eu care am predicat la peste 1 milion de oameni. Nu, aici a venit un păcătos pentru care a murit Iisus Hristos la cruce. Bunica lui Teo a fost bunica și a copiilor noștri, mai ales a lui Alex.
Și țin minte că înainte să plece din lumea asta, am avut o discuție cu ea. Spunea frate Petrică, a fost o femeie absolut extraordinară, nu pleca acasă, până nu cobora în basementul bisericii să mă caute să dea mână cu mine. Aveam birou în basement, venea până acolo să dea mână cu mine. Și nu mi-am dat demisia de multe ori din biserica aceea, pentru că venea sora Sofia cu câte o plăcintă cu varză. Și mai iertam pe aia care m-au supărat. Și sora Sofia spune, frate Petrică, viața asta se duce, mai am puțin de stat, mă voi duce din lumea asta. Dacă mă uit așa în urmă, nu toate au fost grozave, zicea ea. N-am cu ce mă lăuda cu lucruri multe și mari. Ce mă spui? Ce îmi spui să zic? Și am spus, uite ce spune. Spune, sunt aici pentru că Iisus Hristos a murit pentru păcatele mele. M-a îmbrățișat și mi-a mulțumit. Și zice, ei, cu asta se poate merge. Cu asta se poate merge la Dumnezeu. Când vei sta înaintea lui Dumnezeu, numai numele lui Hristos contează. Cel care a murit pentru păcatele tale. În al patrulea rând, credința mântuitoare este o credință care îl primește pe Hristos. Iată ce spune Evanghelistul Ioan în primul capitol, poate că cuvintele acestea sunt unele dintre cele mai triste din Scripturi. A venit la Isai și Isai nu l-au primit. Nu l-au primit. A venit la Isai și ai săi l-au primit într-un grajd. A venit la ai săi și ai săi l-au respins, l-au dat pe mâinile romanilor, l-au omorât pe cruce. Dar, spune, tuturor celor ce l-au primit, adică celor care cred în numele Lui, al primit pe Hristos, nu este o ceremonie religioasă, nu este o taină, eu știu, deschis inima și hai, primește-L pe Hristos. Și unii îl zugrăvesc chiar un fel de nenorociți cerșători care bate la ușă, ușile încuiate, avem poezii, cântări pe teama asta, nu? Rătăcitor prin lume, n-are unde locui, nu? Deschide ușa să-L primești pe Hristos. Sună poetic, dacă vreți, nu? Dar e fals, pentru că nu asta înseamnă să-L primești pe Hristos. Parcă îi faci o favoare Lui. Nu, îți faci ție. Adică celor ce cred în numele Lui, asta înseamnă să-L primești pe Hristos, să crezi în numele Lui, să-L crezi, să-L crezi pe cuvânt. Asta este credința care duce la mântuire. Atunci primești dreptul să te faci copil al lui Dumnezeu. Numărul 5. Credința care te mântuiește este credința care crede că Iisus poate ierta păcatele tale. Iată ce spune Evanghelistul Luca, capitolul 7, versetul 48 la 50. Apoi a zis femeii, iertate îți sunt păcatele. Cei ce ședeau cu el la masă au început să zică între ei, cine este acesta de iartă chiar și păcatele? Dar Iisus a zis femeii, credința ta te-a mântuit, du-te în pace. Evreii aveau o mare problemă să creadă că Iisus Hristos poate ierta păcatele, pentru că ei credeau că Dumnezeu este unic, El nu poate să aibă un fiu și numai Dumnezeu din cerul poate să ierte păcatele. Ei nu credeau în divinitatea lui Hristos. E cazul contemporan este că noi nu credem că avem păcate. Până și o parte a creștinismului este reticentă să mai predice că omul e păcătos, este jignitor, mai ales în societatea astăzi de emotivi, nu? Mai la început cu câțiva ani, 20-30 de ani, le spunea emo la ăștia. Nu. Acum toți sunt emo. Trăim într-o societate bântuită de emoții, domnule. Nu au ales-o pe președinta noastră. Plâng prin piețele orașelor. Okay. Ce se va întâmpla cu ăștia, domnule? Păi ăștia-i trimit la război. Numai la veste, asta-i apucă plânsul.
să fugă dușmanii de lacrimile noastre. Noi nu mai credem că oamenii sunt păcătoși. Nu mai vrem să-i ofensăm astăzi. Emoțiile lor sunt ofensate. Cum el păcătoși? Noi nici vor. Eu nu adă foc la nimeni, Domnule. N-a omorât pe nimeni. Nu lua nevasta nimănui. Nu? Vorba unui ficior, când l-a prins măsa, s-a uitat la pornografie, zice, dar bine, bine, îți dai seama că mă puteam duce la astea în mod adevărat, nu? În loc să te bucuri că nu mă duc la ele, nu? Mă uit numai la poze la ele. Wow! Am schimbat toate etichetele păcatelor care sunt. Astăzi ești dat în tribunal dacă spui că a fi homosexual este păcat. Ești dat în tribunal. Nu? Dacă nu le faci prăjitură pentru Ion și Gheorghe care se însoară, te dau în tribunal. Trăim vremuri foarte grele, foarte tulburi. Oamenii nu mai cred în păcate. Dacă nu crezi că ești bolnav, nu te duci la doctor, așa e? Știți, oamenii care suferă cu etajul de sus, oamenii ăștia, de ce e pericol cu ei? Ei cred că toată lumea e bolnavă în afară de ei. Nu, toată lumea în afară de ei. Ăștia nu cred că sunt bolnavi. La fel este cu omul care el nu crede că este păcătos. Acum că mai bea el, că mai înjură, că mai bate pe colegii, mare lucru, toată lumea face asta, nu? De aceea, dacă nu crezi că ești păcătos, nu te vei duce la Hristos să-ți ierte păcatele. Domnul a zis aceste femei, iertate sunt păcatele. Femeia asta era bolnavă și toți au fost șocați. Pentru că cea mai mare nevoie din viața acestei femei bolnave nu era vindecarea ei fizică, ci era iertarea de păcatele ei. Cea mai mare nevoie a noastră nu este una economică, nu este una de sănătate, nu este una politică, nu este una socială, este că suntem păcătoși și avem nevoie de Hristos pentru iertarea păcatelor noastre. Asta e problema umanității. Când a venit, cred, al doilea președinte român în vizită în America, Constantinescu, nu știu de ce, noi numai Escu a avut o bună bucată de vreme, au încercat ăstea acum cu Iohannis pentru prima dată, nu știu dacă funcționează. E bine, când a venit ăsta în America, comunitățile românești au fost invitate la Washington să stăm de vorbă cu președintele României. Și din partea comunității pentecostale am fost invitat și eu și mi-au dat 3 minute. 3 minute să zic ceva la conferința aia. Ne-am adunat la Banca Mondială. Cred că, dacă nu greșesc, eram în World Trade Center, care a căzut la parter, plin de români. Mă gândeam, ce să spună, domnule, la asta? Am 3 minute, am exersat eu tot felul de predicuțe, nu merge nici cum. Am zis, zic ce cred eu că e bine la om, la vremea aia. Și am zis, domnul președinte, românii n-au probleme economice, n-au probleme sociale, problema românilor e una de păcat. Una teologică, nu este de nicio altă logică decât una teologică, au nevoie de Dumnezeu. Faceți ceva să vină o trezire spirituală peste neamul nostru. Ca popă nici nu aveam voie să spun altceva. S-a uitat cu niște ochi așa de mari la mine, cineva i-a făcut o poză în momentul ăla și o am. Cum se uită la mine ca ceva de pe altă planetă. Ceva de pe altă planetă. Cred că a auzit ăsta multe lucruri ciudate, dar asta a fost cea mai ciudată chestie care el a auzit-o. Așa. Mi-am dat seama că la mintea lui ăsta nici vorbă să ajungă ideea asta, așa. Dar problema românilor asta era o problemă de relație cu Dumnezeu. Am zis, domn președinte, când evreii o duceau bine cu Dumnezeu, o duceau bine și economic. Cum se depărta de Dumnezeu când veneau alții peste ei? Așa cum s-a întâmplat toată istoria noastră. N-ar fi bine să învățăm ceva?
Oamenii au nevoie de iertarea păcatelor. Asta e cea mai mare nevoie dintre toate nevoile noastre. Și Domnul, când a văzut-o pe femeia bolnavă, i-a spus, iertate sunt păcatele. Ăia s-au revoltat. Uite, Domnule, în loc să o vindece, nu? Cine e ăsta, Domnule, să ierte păcatele? Altădată Domnul a spus, pentru ca să vedeți că am putere să iert și păcatele, du-te, vindecat, fii vindecat. Și așa vindecat. Dar problema numărul unu era cea a păcatelor. O credință mântuitoare este credința care se dăruiește lui Hristos. Este credința care te face să te dai lui Hristos tot. Iată ce spunea Apostolul Pavel 2 Timotei 1 cu 12. Și din pricina aceasta sufăr aceste lucruri, dar nu mi-e rușine, că știu în cine am crezut și sunt încredințat că El are putere să păzească ce am încredințat până în ziua aceea. Viața nu este simplă. Viața este plină de necazuri, plină de dureri. Și Pavel spune, sufăr și știu că voi suferi. Da, m-am încredințat în mâna lui Dumnezeu, m-am pus în mâna lui și nimeni nu mă poate smulge din mâna lui, că mâna lui este în mâna Tatălui și nimeni nu poate smulge din mâna Tatălui. M-am încredințat în mâna lui și el are putere să păsească ce am încredințat. Încredințează soarta în mâna Domnului. Dăruiește-te tot lui și el va avea grijă de mântuirea ta finală. Și ultimul lucru care vreau să menționez este credința care te mântuiește, este credința care îl mărturisește pe Hristos de azi înainte. Spune și altora. Spune vestea asta bună și altora. Prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Du-te la vecini, du-te la colegi, spune-le despre Domnul, vorbește-le despre Domnul. Nu o să fii bine primit, probabil, dar spune-le vestea cea mai bună posibilă care există. Hristos a venit și a venit să fie mântuitor și Domn. Și oricine crede în El nu va pieri, ci va avea viață veșnică. Spune și altora lucrul acesta. Și asta este credința care te va mântui. În final, câteva lucruri în concluzie. Numărul 1, nu este al nume dat oamenilor pentru mântuire decât Iisus Hristos. Spune Faptele Apostolilor, capitolul 4, 12. Nu este alt nume. Domnul a spus cu altă ocazie, eu sunt calea și ușa spre Tatăl. Cine vrea să intre prin mine, va ajunge la Tatăl. Eu sunt calea spre Tatăl. Declarația aceasta a Domnului Iisus este declarația noastră creștină și este exclusivistă. Yes. Nu este mântuire decât prin Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Sorry, Mahomed. You have to repent. Trebuie să vii la Iisus Hristos. Nu putem, de dragul political correctness, să strâmbăm acest adevăr atât de simplu, fundamental, a credinței noastre creștine. Astăzi, în lumea creștină modernă, se vorbește despre Chrislam. Sunt o serie de păstori foarte emancipați, așa, care văd, nu știu ce punte de legătură vor să construiască ei cu Islamul, și îl numesc Chrislam, din creștinism și Islam. Este una dintre marile rătăciri ale zilelor noastre. Pentru ei, Hristos și Mahomed sunt doi egali, pentru ei Dumnezeu din Scriptură și Allahul capricios din Islam sunt tot una. Și este una dintre rătăcirile extrem de periculoase din ziua de astăzi. Ea, adevărat, este exclusivistă această afirmație că mântuirea este numai pentru Hristos, dar așa spune Scriptura. Și eu cred ce spune Scriptura. Pluralismul, globalismul, universalismul de astăzi predică o evanghelie falsă, tocmai pentru că neagă singura cale spre Dumnezeu, singurul nume dat oamenilor pentru mântuire, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Fă ce poți, fă ce știi, să ai o credință mântuitoare. Și Domnul să ne mântuiască pe toți. Amin.